noi în țară, serviciul la orice oră se asigură, am un om de contact, un domn inginer Areș, care ridică telefonul oricând îl sun cu ceva, dacă ai observat ceva neregulă. Să vă răspund drept, nici n-am știut prima dată că la Reghin se fac tractori. Am știut că se fac tafuri și am primit niște pliante unde au fost prezentat tractorul. Și am zis că hai să vedem ce-i pe acolo. Am fost plăcut, impresionat. Ne-am dus până la fabrică. Au fost expuse exact cum îl vedeți aici. Au venit un domn inginer foarte drăguț, ne-au prezentat, i-am spus că ne-ar interesa cu cupă și cu tocător în spate. Ba, am avut și eu, din greșeala mea, o mică problemă. Am dat telefon astăzi, mâine la ora 9, de exemplu, așa a fost. Am dat telefon după masă, a doua zi la ora 9 băieții au fost prezenți într-o oră au reparat și au plecat. Practic, tractorul e în garanție și cel mai mult care e foarte esențial, că se asigură serviciul oriunde ești. Nu trebuie să stai sau să cauți meseriași, că fabrica are meseriașii lui, specialiștii lui, vin la fața locului. În Baia Mare, orașul la 4 km, au un magazin unde îs tot felul de piese pentru el și mi s-a spus încă domnul inginer a zis că orice problemă îi să-l chemăm pe ei că vin. Și serviciu periodic, după 20 de ore, după 60 de ore, ei vin, ei le fac. Da, fiindcă e bun, am lucrat cu el și vă spun că no, e și de putere mare. Recomand, fiindcă cu celelalte tractoare numai probleme am avut. N-am găsit meseriaș. Că oricum apar probleme și nu găsești sau meseriașul care îi trebuie să aștepți o săptămână. În agricultură și două zile, trei zile sau, doamne fir, o săptămână, ești gata. Stai și aștepți după piese sau îți aduci din străinătate sau lucruri de acest gen. No, tractorul e foarte comod, e și normal, e o sculă nouă, e foarte comod, dotat cu toate la cerințele actuale. No.